Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Cancerul este o boală care încă ne sperie, însă se pare că există destul de multe motive de optimism. Pentru multe forme de cancer există acum tratamente. Tratamente care aduc vindecare și ulterior o viață normală pentru pacienți. În urmă cu 4 luni a fost lansat oficial Planul Național de Combatere a Cancerului, despre care am discutat la acel moment aici în emisiunea 360 Medical. Vom reveni astăzi la acest subiect pentru că avem acum mai multe detalii privind obiectivele și măsurile cuprinse în această strategie. Permiteți-mi să vi prezint și pe invitații mei de la această oră. Îl salut pe medicul Nicolae Fotin, medic epidemiolog în platou alături de mine, cum deja v-am obișnuit. Bună ziua! Bună ziua! Pentru prezență. De asemenea, este alături de noi în legătură video directă conferențiarul universitar dr. Mihail Schenker, medic-oncolog și director medical al Centrului de Oncologie Sfântul Nectarie din Craiova. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult, domnule doctor, pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu sunt Aneta Sângerzan, începe chiar acum 360 Medical. Da, și intrăm direct în dezbatere pentru că sunt foarte multe lucruri pe care vi le vom transmite astăzi, multe noutăți, vă spuneam și în debutul acestei emisiuni. Încep cu dumneavoastră, domnule doctor Fotin. Planul Național de Combatere a Cancerului, am avut emisiune dedicată acestui subiect, l-am tot amintit în emisiunile noastre ulterior. Vreau să ne reamintim puțin ce cuprinde acest plan, care ar fi principalele măsuri incluse în Planul Național de Cancer. Ca să abordăm un pic obiectivele pe care acest plan le are și le dorește a fi stabilite prin acte normative, printr-un nivel de reglementare destul de important în sistemul de sănătate, trebuie să ne amintim de ce noi am avea nevoie de un astfel de plan. Nu mai este o necunoscută pentru nimeni faptul că atunci când vorbim de cancer, vorbim de o problemă de sănătate publică, cu un impact deosebit pe toate palierele, de la nivel individual al pacienților, la nivelul familiilor, la nivelul sistemului de sănătate prin condițiile și efortul pe care trebuie să le facă pentru rezolvarea acestor tipuri de boli, incluse în categoria bolilor oncologice. De altfel, noi am mai discutat și atunci când am amintit pentru prima dată de acest plan, care fiind lansat oficial în România, de diversi indicatori pe diverse tipuri de boli oncologice pe care le-am discutat individual, în care, din păcate, România nu ocupa decât locurile codașe. Fie că vorbeam de incidențe, de prevalențe, de accesul la terapii, de accesul la diagnostic, multe dintre aceste aspecte fiind deficitare și încă sunt deficitare. Că este o problemă de sănătate publică, spuneam, ea este la nivel global. Peste 10 milioane de oameni mor anual din aceste cauze. Ce este interesant este faptul că aproximativ jumătate din aceste cancere, din totalul acestor cancere, pentru că unele dintre ele pot fi prevenite în procente mult mai semnificative, ar beneficia sau nu ar exista, nu ar apărea dacă anumite măsuri ar fi implementate. Această problemă de sănătate publică a fost dezbătută și a fost și în atenția autorităților europene, astfel că în 2021 a apărut un plan european de cancer care viza 4 acțiuni majore, de la prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament și calitatea vieții pacienților, și parte din aceste acțiuni, de altfel toate, sunt cuprinse și în planurile naționale de la nivelul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, evident fiecare accentuând acele particularități pe care și le cunoaște ca fiind deficitare. Prin urmare, Planul Național de Cancer, plan lansat în 19 februarie 2022 și care a fost
pus pentru dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății, cel care conduce acest plan și care va urma să ajungă la nivelul Parlamentului României pentru reglementare, cum spuneam, printr-un act normativ, printr-o lege, cuprinde obiective multiple care vizează practic cam ceea ce cunoșteam ca fiind deficitar pentru această categorie de pacienți, plecând de la accesul la terapii inovatoare, la aspecte legate de faptul că pacienții nu cunosc un traseu pe care trebuie să-l urmeze, obiective care abordează timpul de la diagnostic la instituirea tratamentului, obiective legate de paliație, de registre de pacienți, aspecte pe care le cunoaștem ca neexistând încă în România, așa cum ar trebui să existe. Obiective legate de crearea de rețele interconectate și atât național cât și cu, conectate cu cele de la nivel european. Obiective legate de principiul acela pe care iarăși l-am mai dezbătut de multe ori, de abordarea multidisciplinară a oricărei astfel de patologii. Și de existența unei echipe care să poată să se coordoneze și să coreleze în momentul în care se pune un diagnostic și ulterior tratament. Peste 11 obiective există în acest plan, majore, care vizează acțiunile cele patru din planul european, bazate pe prevenție, diagnostic precoce, pentru că este clar că supraviețuirea crește atunci când diagnosticul este făcut devreme și instituit un tratament corespunzător, dar și calitatea vieții supraviețuitorului, atât a pacientului cu oncologic, dar și a supraviețuitorului, și astfel de inițiative au fost deja inițiate niște reprezentanți ai Parlamentului, o doamnă senatoare Pauliuc, care a inițiat deja legea supraviețuitorului în cancer și multe alte inițiative legislative care vizează aceste aspecte. Aș vrea să-l întreb pe domnul dr. Schenker, în calitatea dumneavoastră de medic-oncolog, puteți să-mi spuneți care ar fi principalele neajunsuri, principalele probleme de care vă loviți în îngrijirea pacienților dumneavoastră și în ce măsură acest plan se adresează acestor probleme pe care pacienții le au? Da, așa cum spunea și domnul dr. Fotin, până la urmă, fiecare din țările membre ale Uniunii Europene și-a particularizat planul național de combatere a cancerului în funcție de vulnerabilitățile existente în fiecare țară în parte. Bineînțeles, și la noi s-a întâmplat la fel. Dacă mă gândesc strict la partea pe care o facem noi ca medici oncologi, partea de diagnostic și tratament. Primul lucru la care mă gândesc este faptul că avem, din păcate, un număr foarte mare de pacienți care ni se adresează în stadii foarte avansate de boală, inclusiv în tipuri de cancere care pot fi depistate precoce, tipuri de cancere care pot fi diagnosticate în urma unor programe de screening la nivel național. Și în felul acesta, practic, am reduce proporția între proporția de rata de cazuri avansate și ne-am ocupat de mult mai puțin astfel de cazuri la care vindecarea este, din păcate, inexistentă sau foarte, foarte dificil de ajuns la un astfel de deziderat. În afară de acest lucru, care l-aș vedea ca fiind cel mai important și căruia îi se adresează destul de multe capitole din Planul Național de Combatere a Cancerului din țara noastră, plecând de la programele de prevenție și screening sau depistare precoce în anumite grupuri populaționale la risc și până la îmbunătățirea condițiilor de diagnostic, dacă vreți chiar și îmbunătățirea relațiilor dintre centrele oncologice, poate va conduce până la urmă la acest obiectiv. Însă, trecând mai departe, sunt și alte lucruri care necesită o atenție destul de urgentă.
lipsa unor studii clinice care sunt în alte țări, din păcate la noi nu există procentul de studii clinice internaționale la care țara noastră a participat în domeniul oncologiei, este undeva de 50% din numărul celor din, eu știu, din Germania, din Franța, din Spania. Faptul că aceste trialuri clinice internaționale nu au fost și nu sunt și în România, practic, reduce accesul pacienților noștri la medicamente inovative. Nu mai vorbim și de celelalte beneficii ale acestor programe, însă, referindu-ne strict la beneficiile pacienților, acesta cred că este cel mai important, faptul că pacienții noștri nu mai au acces la astfel de molecule noi. Din experiența noastră vă pot spune că la trialurile clinice la care am participat în ultimii 7-8 ani de zile sunt un număr, aș spune, impresionant de pacienți, cred că peste 150-200 de pacienți care vin din astfel de programe, au participat în astfel de programe și sunt astăzi în viață, sunt astăzi cu boală oncologică care este controlată, tocmai prin prisma faptului că au avut acces la astfel de medicamente inovative. Bineînțeles, mai sunt și alte lucruri care alte deficiențe, alte vulnerabilități, accesul la investigații, chiar dacă prin eforturile făcute pe perioada pandemiei și care s-au prelungit și acum, există o mai mare ușurință de programare la investigații imagistice, de exemplu, de către pacienții noștri, însă sunt totuși și alte investigații la care accesul este încă dificil. Mă gândesc la investigațiile cele intervenționale de tipul endoscopiei sau altfel de eu știu, punctiile biopsie la anumite organe, care, din păcate, datorită faptului că sunt puține locații, puține centre, puțini medici care fac acest tip de procedură, este o aglomerare foarte mare și accesul este dificil. Aș mai menționa și accesul, din păcate, restricționat pentru serviciile de chirurgie în mediul privat. Cred că și aici este o problemă care trebuie remediată. Dacă pentru serviciile de oncologie medicală sau pentru cele de radioterapie, pacienții au acces și este tot în mare măsură serviciile oferite sunt gratuite, cel puțin la unele centre private din țară. În schimb, serviciile de chirurgie sunt cu costuri foarte mari și, din păcate, cred că aici e un alt lucru care ar trebui remediat în anii următori. Foarte mare este o exprimare blândă, domnule doctor, pentru că vorbim de niște sume colosale în cazul anumitor intervenții chirurgicale pe care, evident, doar un pacient cu o situație financiară foarte bună și le permite. Categoric așa este. Da. Domnule doctor Fotin, tot la capitolul măsuri incluse în acest plan e crearea unui fond de inovație în sănătate, care știm că oferă pacienților acces la terapii după autorizarea lor de către Agenția Europeană a Medicamentelor și până la introducerea pe lista de compensate. De ce este nevoie de acest fond și care ar fi beneficiile, evident, în comparație cu situația actuală, cu stadiul în care ne aflăm acum? Necesitatea propunerii unui astfel de fond a venit plecând de la experiența câștigată deja, pe de o parte, cu utilizarea medicamentelor în studiile clinice, așa cum menționa domnul doctor, evidente fiind beneficiile accesului rapid la ultimele terapii inovatoare, care pot fi salvatoare de viață. Pot exista pacienți care, până la data inițierii unei astfel de cercetări clinice să nu aibă o altă alternativă terapeutică. Prin urmare, este ușor să ne imaginăm că timpul în acces este foarte important, este vital. Pe de altă parte, în România și nu numai în România, dar în România în principal, timpul de acces între
autorizarea, finalizarea procedurii de autorizare a unui medicament, că vorbim de Agenția Europeană acum sau de alte instituții naționale din țările membre, până la accesul efectiv la pacient, în tratamentul pacientului, s-a arătat a fi unul extrem, extrem de lung în România. Sunt date care arată că undeva la aproximativ 900 de zile, de la autorizare până la accesul efectiv. Aș putea să dau exemple punctuale în care această medie de 900 se prelungește poate la 4 ani, 5 ani în cazul anumitor medicamente. Aici intervenim factori diversi, de la care țin de producători, care țin de autorități, care țin de predictibilitatea sau lipsa predictibilității procesului în care aceste medicamente trebuie să ajungă la pacienți. Una peste alta este clar că 900 de zile, raportat la țările europene în care sunt țări în care acest acces se întâmplă după aproximativ 100 de zile, da? 3 luni de la data autorizării, este clar că ne plasează într-o perioadă de timp mult prea lungă pentru unii dintre acești pacienți. Atunci, ideea acestui fond a fost aceea de a crea posibilitatea pentru acei pacienți care nu au altă alternativă existentă deja în sistemul de rambursare să poată să fie tratați în aceste 900 de zile, dacă acesta este timpul în care noi reușim să asigurăm medicamente, în paralel, pe măsură ce procedurile se desfășoară, acești pacienți să aibă deja acces la aceste medicamente, pentru că, așa cum stabileam, timpul este foarte important. De altfel, una dintre acțiunile, atât din planul european cât și din cel național, este depistare precoce, diagnostic instituit rapid. Ori, dacă îl depistăm precoce și nu am pârghiile asigurării tratamentului rapid, cred că degeaba am depistat precoce, pentru că acel pacient tot în stadiul menționat de domnul doctor va ajunge, fără instituirea tratamentului cât mai curând. Categoric, categoric. Tot referitor la ținte, domnule doctor, una din aceste ținte principale, am zice, este realizarea unui traseu bine stabilit și standardizat al pacientului cu cancer între diversele paliere de îngrijiri. Și vreau să ne explicați puțin de ce este nevoie de acest lucru și care ar fi situația actuală privind pacienții cu cancer. Ce ar trebui schimbat pentru a atinge și acest obiectiv? Da. Traseul pacientului diagnosticat cu cancer trebuie să fie unul cât mai scurt, cum spunea și domnul doctor, până la inițierea unui tratament specific. Degeaba, cum spunea și domnia sa, degeaba diagnosticăm rapid dacă nu avem mijloacele necesare pentru a asigura tratamentul specific, oncologic sau radioterapie sau intervenție chirurgicală, indiferent de ce tip de tratament discutăm. Prelungirea intervalelor dintre diverse etape pe care le parcurge pacientul categoric duce la prelungirea nejustificată a timpului până la care pacientul nostru ajunge să beneficieze de tratament. Motivele sunt multiple. Putem să menționăm lipsa de corelație între volumul de activitate pe de-o parte și resursa umană existentă în multe spitale din țara noastră. Apar astfel întârzieri care sunt bine cunoscute, spre exemplu, disponibilitatea unor rezultate anatomopatologice după diverse biopsii. Nu este normal să fie disponibile după 6-7 săptămâni de la efectuarea procedurii respective. Un astfel de rezultat în 10 zile, în 2 săptămâni, trebuie să fie disponibil. De asemenea, lipsa unor echipamente specifice imagisticii medicale face ca, în ciuda cumva liberalizării programării și efectuării de către pacienții noștri acestor tipuri de investigații printr-un efort al Ministerului și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, totuși pacienții noștri nu găsesc loc pentru că nu sunt suficiente centre care să facă aceste investigații. În ciuda faptului că acum există posibilitatea rambursării indiferent de numărul de pacienți care li se adresează acelor centre.
Nu mai vorbesc de exemple punctuale, cum ar fi această comisie de la Casa Națională, în care sunt colegi care aprobă decontarea efectuării PET-CT, tomografiei cu emisie de pozitroni, un lucru care nu face decât să întârzie nejustificat efectuarea acestei investigații de către pacienții noștri. Toți am fost de acord, inclusiv colegii care sunt în comisia respectivă, că este un pas birocratic nejustificat și că nu este nevoie de practic de funcționarea acelei comisii. Răspunsul la toate aceste probleme și optimizarea traseului pacientului diagnosticat cu diverse forme de cancer poate să fie unul foarte simplu, și anume existența unor criterii de calitate. Criterii de calitate impuse pe fiecare tip de serviciu, impuse centrelor medicale care doresc să diagnosticheze sau să trateze un pacient diagnosticat cu cancer. În felul acesta, dacă vom respecta cu toții un set minimal de criterii de calitate, de la centrele oncologice până la cele care fac radioterapie, chirurgie și până la cele care stabilesc diagnosticul unui anumit tip de cancer, atunci avem toate șansele să îmbunătățim acest parametru, acest traseu al pacientului de la momentul apariției primului simptom, aș spune, aș merge înaintea diagnosticului și până la inițierea tratamentului specific. Trebuie să luăm o foarte scurtă pauză, după care vom discuta și despre referințele acestui plan legate de prevenție. Vom discuta și despre celebrul Registru Național de Cancer. Am tot amintit acest aspect în emisiunile noastre. În noul plan se pare că termenul limită este 2024. Vedem cât de predictibilă este această dată ca termen. Ne întoarcem în doar câteva minute și continuăm discuțiile. Am revenit în direct și continuăm discuția despre Planul Național de Combatere a Cancerului. Vă promiteam că vom vorbi despre referințele legate de prevenție. Domnule doctor Fotin, vreau să vă întreb ce trebuie schimbat pentru a crește prevenția în România și să ne vorbiți puțin și despre Registrul Național de Combatere a Cancerului, care nu a fost făcut niciodată. Avem un termen prefigurat pentru anul 2024. În ce măsură credeți că va putea fi îndeplinit acest termen și care ar fi modelele de urmat, bineînțeles? Plecând de la pilonii importanței Planului European de Combatere a Cancerului și ajungând și la cel național care s-a clădit pe cunoștințele acumulate în ultimii ani, care au arătat de altfel că și noi la nivel individual trebuie să contribuim la modificarea imaginii acestei boli în România, respectiv prin rolul pe care fiecare dintre noi îl avem atunci când vorbim de prevenție. Spuneam că peste 40% dintre toate tipurile de neoplazii ar putea să nu existe, ar putea fi prevenite dacă anumite măsuri ar fi implementate. Aceste măsuri statul român și-a propus să le includă într-o strategie națională de prevenție a cancerului, parte dintre ele fiind bine cunoscute pentru că sunt discutate de multă vreme și mai peste tot, legate de fumat, de exemplu, și există obiective cu indicatori clari în care până în 2040 Uniunea Europeană își propune ca doar 5% din populația Uniunii să mai fumeze. De altfel, la această dată există țări în care acest procent se regăsește, cum ar fi Suedia. Sigur, există și partea opusă în care peste 35% din persoanele trăind în diverse țări sunt fumătoare. De controlul excesului de alcool sau al alimentației, al măsurilor de stimulare a unui stil de viață sănătos, dar și implicarea noastră în screening, în ceea ce spunea domnul doctor că încă nu este destul de bine elaborat, ca atunci când ne cunoaștem particularitățile, riscurile, să accesăm anumite programe care trebuie să existe,
de a monitoriza posibila apariție a oricărei boli neoplazice, oncologice. Legat de registru, sigur că fără a avea o evidență a pacienților, a tipurilor de cancer care apar pe zone, pe ce vreți dumneavoastră, nu se pot decide lucruri coerente, nu pot exista politici de sănătate clare, coerente, plecând de la necesarul de resurse umane, de necesarul de diagnostic, necesarul de tratament. Prin urmare, este evident că un astfel de registru este absolut necesar. Există două registre funcționale regionale la această dată, unul la Cluj, unul la Timișoara, dar este necesar ca el să fie național. Termenul de 2024, sigur că el a fost un termen stabilit la momentul în care s-a lansat acest plan. Dacă procesul legislativ la nivelul Ministerului Sănătății, unde a stat în dezbatere, în transparență decizională, se continuă pe o perioadă îndelungată și la nivelul Parlamentului și nu există un consens politic de a grăbi legiferarea acestui plan, sigur că nu va fi un termen fezabil și probabil că vom vorbi și în 2024 de necesitatea lui. Despre Dar necesitatea eu sper lui, că, da. În acest an planul va fi finalizat, să legiferat. Să fim optimiști. Trebuie să fim. Trebuie, da. Domnule doctor Schenker, sunteți implicat într-un centru de îngrijire, înțeleg, al pacienților cu cancer, acolo la Craiova. Și vreau să vă întreb ce presupune crearea unui astfel de centru și ce servicii oferă pacienților. Da, atunci când investești în munca pe care zic eu că știi să o faci bine și când îți pui pe primul plan calitatea acestei activități pe care o faci, este imposibil ca lucrurile până la urmă să nu meargă bine. Trebuie să pleci de la aceste principii, însă orice alt principiu din punctul meu de vedere nu este unul fezabil. Un alt aspect important este, așa cum numesc eu, principiul etapelor. Atunci când investești tu ca medic în crearea unui astfel de dezvoltarea unui astfel de centru și nu ai niciun fel de alt suport, de altă implicare, nu poți decât mergând etapă cu etapă, de la un centru mic până la unul care încearcă să integreze cât mai multe din serviciile necesare pacientului oncologic. Astăzi, într-adevăr, am ajuns să inaugurăm acum câteva, două, trei săptămâni, o lună maxim în urmă, am inaugurat un nou spital care măsoară 8.000 de metri pătrați, sunt 100 de paturi de oncologie medicală, sunt două acceleratoare liniare, două buncăre deocamdată. Este într-adevăr un centru oncologic care deja are o adresabilitate regională crescută, sunt pacienți din județele limitrofe Dolciului care ni se adresează, nu numai pentru radioterapie și pentru serviciile de oncologie medicală. Cred că în acest moment am reușit să dezvoltăm un model de centru care eu îl văd în viitorul apropiat ca fiind multiplicat ca model, bineînțeles, în toată țara. Nu știu dacă mai este fezabil modelul institutelor mari. Cred că aceste centre care sunt mult mai focalizate pe partea de oncologie medicală, radioterapie, bineînțeles în viitor sperăm și chirurgie și alte servicii conexe tratamentului și diagnosticului acestor boli. Cred că sunt mult mai fezabile, mult mai ușor de făcut și mult mai ușor de administrat din toate punctele de vedere, plecând de la, dacă vreți, de la riscul epidemiologic, de la posibilitatea prevenției infecțiilor intraspitalice și până la asigurarea principiilor de siguranță la evenimente de genul, eu știu, incendii și alte lucruri de genul acesta. Totul se face mai ușor, totul se face mai bine și până la urmă cel care are de câștigat este pacientul. Ce vă spun pacienții care ajung la dumneavoastră? De ce preferă un astfel de centru în detrimentul unui institut, de pildă? Cred că posibilitatea noastră de a ne pleca mai mult către nevoile dânșilor și
posibilitatea noastră ca timp de a avea mai mult dedicat dânșilor. Cred că acesta este principalul lucru. La noi, dacă până acum ceva ani pacienții veneau în primul rând pentru posibilitatea de a participa în anumite trialuri clinice internaționale care se derulau la noi, la Cluj sau la Iași, și atunci alegeau să vină undeva unde era mai aproape, la Craiova. În ultimii ani, în ultimii 2, 3, 4 ani, pacienții au început să vină și pentru faptul că știu de la alți pacienți care au fost în trecut la noi că suntem un centru serios care practic ne dedicăm toate eforturile pentru a reuși în lupta comună, de altfel, și cred că asta este un alt lucru pe care pacienții noștri îl apreciază, faptul că mergem mână de mână în toată această luptă și nu este o relație rece, nu este o relație distantă între noi și pacienții noștri. Cred că această apropiere și cred că empatia pe care o afișăm față de pacient în bună realitate este lucru cel mai important. Absolut, și vă felicităm și noi pentru această inițiativă pe care ați avut-o și pentru această dorință de a ajuta. Ne apropiem de final, nu înainte însă de a vedea care sunt cele mai importante știri din domeniul medical de săptămâna aceasta. Vedem pentru început detalii despre noua afecțiune care sădește panică în rândul populației. Abia ne revenim din pandemia de COVID-19 și o altă boală se răspândește cu repeziciune. Este vorba despre variola maimuței, care a fost identificată deja în multe țări europene și au fost confirmate deja peste 100 de cazuri. Mai multe informații despre cum a apărut virusul și cum ar putea fi contracarată amenințarea puteți afla de pe 360medical.ro. România a demarat săptămâna aceasta administrarea dozei a patra de vaccin anticovid-19. Totuși, această nouă doză este recomandată doar pentru anumite categorii de pacienți. Mai multe detalii despre ce spun specialiștii aflați, bineînțeles, vă spuneam, tot de pe 360medical.ro. Iar pastilele cu iodură de potasiu nu mai ajung la populație, ci rămân în depozitele direcțiilor de sănătate publică. Este o decizie anunțată tot săptămâna aceasta de Ministerul Sănătății. Instituția nu a reușit să convingă medicii de familie să se implice în distribuirea acestor medicamente, care se administrează, atenție, doar în caz de incident nuclear. Cam acestea au fost cele mai importante subiecte din domeniul medical de săptămâna aceasta. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit, le mulțumesc și invitațiilor. Cu domnul doctor Fădin ne vedem și săptămâna viitoare. Domnule doctor Schenker, cu mare drag vă mai aștept și cu altă ocazie la 360 Medical. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit, stimați telespectatori, încă o dată. Ne revedem la 14 fix, vă aștept la Talk B1. Pe curând!